Au învins muntele și moartea. Cei cinci tineri surprinși aseară de o avalanșă în masivul Iezer Păpușa au scăpat cu viață. Au trăit însă clipe de coșmar. Unul dintre ei a văzut pur și simplu cum ceilalți patru sunt măturați de valul de zăpadă. În stare de șoc a coborât la cabană și a dat alarma. Zeci de salvatori au pornit în misiune. Colegul meu Costi Ivașcu ne spune însă mai multe. Costi, bună dimineața! Bună dimineața, când tonele de zăpadă s-au desprins, cei patru tineri nu au mai avut ce să facă, nu puteau să lupte cu tonele de zăpadă. Au reușit însă să le păcălească, iar experiența și-a spus cuvântul. Doi dintre ei au reușit să se mențină la suprafața zăpezii și imediat ce avalanșa s-a oprit, au pornit în căutarea celorlalți doi, un băiat și o fată. I-au găsit și au reușit să coboare toți patru până la cabană. Câte de mers până acolo? Vreo 6 ore. Și mergeți acum noaptea? Acum. 18 salvamontiști, ajutați de jandarmi și de polițiști montani, au pornit în căutarea turiștilor prinși de avalanșă. Chiar dacă la început nu le dădeau prea multe șanse de supraviețuire. Dacă au fost acoperiți, e foarte puțin probabil să mai fie viață. Sunt deja morți. Sperăm să nu fie așa. În întunericul nopții au pornit pe munte, un drum greu și la lumina zilei. Echipa de salvare trebuia să ajungă la peste 2000 de metri, sub vârful Bătrâna, o zonă foarte periculoasă. Era un vânt, nu puteai să stai în picioare. Nu ne auzeam unul cu altul de la o jumătate de metru. Din fericire pentru ei și pentru noi, totul s-a terminat bine. Aveam în calcul și varianta asta, dar era 10% varianta asta. Cei patru tineri reușiseră să înfrângă singuri furia muntelui. Norocul lor a fost acela că avalanșa nu a fost atât de puternică. Ei nu au intrat în panică și au știut să reacționeze. Chiar s-au întors singuri la cabană, acolo unde îi așteptau familiile îngrijorate. Am reușit să mă mențin în primul rând la suprafața avalanșei și apoi să mă rostogolesc lateral. La fel și unul dintre colegii mei. Eu am dus pe lateral dreapta, el pe stânga. Nu la fel de inspirați au fost ceilalți doi. Fata din grup și un al treilea băiat rămăseseră prinși în zăpadă. Ceilalți doi colegi ai mei au fost duși la vale și după ce s-a terminat totul, am coborât cu el și i-am scos din zăpadă. Erau în zăpadă prinși, nu prea reușeau să iasă singuri. La câteva ore după avalanșă, cei patru au ajuns singuri înapoi la cabana Voina. Băieții erau nevătămați. Fata a fost preluată de ambulanță pentru o lovitură ușoară la spate. Băieții sunt stabili hemodinamici, toți au rămas acolo la cabană. Urmează să apară și ei în oraș, probabil. Fata a un traumatism minor lombar. Deși au fost la un pas să-și piardă viața și au ținut rudele cu sufletul la gură ore întregi, tinerii au spus că nici nu se gândesc să renunțe la astfel de drumeții. O să mai urși pe da, munte? Da, cu siguranță. Deci nu te-a speriat? Nu, nu. Zona în care a avut loc avalanșa la peste 2000 de metri altitudine este cunoscută de cei avizați, cunoscută pentru pericolul la care se expun dacă trec pe acolo. Salvamontiștii avertizează pe toți împătimiții muntelui că avalanșele se pot produce oricând în această perioadă a anului. Cei cinci turiști care urcaseră pe munte sunt absolvenți de arhitectură, sunt din București și Prahova și fac acest lucru destul de des. Chiar dacă aveau de partea lor experiența și erau echipați corespunzător, au riscat enorm când au încercat să traverseze pe acolo. De data aceasta au avut noroc, Mihaela. Am înțeles, Costi, mulțumim pentru aceste informații.